Cimpanzeii, gorilele, oamenii, unii lilieci omnivori, leneși și alte câteva specii de mamifere sunt singurele care pot metaboliza alcoolul. Cot la cot tragem la măsea cu colegii de planetă mai sus menționați de dinainte de a ne ridica pe picioarele din spate. Macacii, de exemplu, se pot pili până la o alcoolemie de 0,8 la 1000. Elanii, la fel, pot ajunge până la 3 grame de alcool la 1000. Știu, pare puțin, cam cât o bere pentru noi, dar pentru sărmanii elani înseamnă o beție de povesti la nepoți. Consumul de fructe foarte coapte poate însemna ceva fermentație în stomac și degajare de alcool, lucru foarte apreciat de animalele anterior menționate. Dintre toate animalele, oamenii au cea mai mare toleranță la alcool. Asta pentru că de-a lungul existenței noastre am fost și deosebit de harnici în a ne antrena ficatul în acest demers. Unii oameni pot supraviețui la o intoxicație cu alcool până la 0,4%, adică 4 la 1000. Peste se intră în comă și apoi pe poarta raiului sau iadului după caz. Pe locul 2 după Homo sapiens este un mic mamifer rozător din Indochina, care nu numai că poate rezista cu succes până la o intoxicație de 3,8 la 1000 cu alcool, dar nici nu dă vreun semn de amețeală. Cu alte cuvinte, șoricei ăștia de pe ecran ne bagă sub masă fără mari probleme. Cum au reușit această minunată, dar dubioasă performanță? Prin exercițiu. Consumă nectar fermentat dintr-o anume specie de palmier pe post de hrană curentă, adică în fiecare noapte șoriceii mănâncă echivalentul a o sticlă de vin. Cam așa ne-am dezvoltat și noi rezistența la alcool. Strămoșii noștri au apreciat în mod deosebit fructele coapte, care în mod natural au fermentat în stomacul lor și au produs mici cantități de alcool. Îți trebuia ceva umor și optimism pentru a face față trăului din savană de acum 3 milioane de ani, iar alcoolul a picat la fix. Această preocupare inconștientă a noastră a generat o mică modificare a unei anume gene, ADH7, care codifică o enzimă ce ne ajută în a elimina toxinele rezultate din metabolizarea alcoolului la nivelul ficatului. Această modificare genetică a fost un lucru mărunt, dar foarte mare, pentru că, în mod paradoxal, consumul de alcool a crescut și speranța de viață a hominidelor. Pe de o parte, mirosul de fructe fermentate semnala hominidelor faptul că acele fructe au un potențial caloric maxim. Pe de altă parte, alcoolul ucide bacterii dăunătoare din tractul nostru digestiv, făcându-ne mai sănătoși. Iată un efect pozitiv colateral. Și nu în ultimul rând, alcoolul a reprezentat un lian social și o importantă sursă de energie. 10% dintre enzimele din ficatul nostru lucrează să transforme alcoolul în energie. Așadar, bem dezorganizat încă de când eram în besna evoluției. Însă, pe măsură ce oamenii au început să se organizeze și să trăiască în comunități, au organizat și treaba cu băutura. În mod tradițional, se spune că prima băutură alcoolică experimentată în mod organizat de către oameni a fost miedul sau hidromelul, ce rezultă din fermentația mierii. Hidromelul a fost descoperit de oameni înaintea agriculturii și tot înaintea agriculturii a fost descoperit și nectarul fermentat al unor specii de palmier. Acesta, prin fermentație naturală, genera alcool până la vreo 4 grade. De-a lungul istoriei, oamenii au pus la fermentat ce au găsit, ce au avut la îndemână. Mierea de albine, fructele, nectarul de palmier și mai târziu cerealele. Există suspiciunea întemeiată că noi nu ne-am apucat de agricultură pentru că muream de foame, ci pentru că muream de sete. În Orientul Mijlociu, de pildă, acum 10.000 de ani se cultiva ors nu pentru pâine, ci pentru bere. Mulți istorici spun, cu argumente solide, că oamenii au inventat berea și apoi pâinea. De la bun început, consumul de alcool a fost asociat cu religiile. La Göbekli Tepe sau la Stonehenge avem certitudinea că oamenii nu se adunau pe uscat, ci veneau ori cu bere la purtător, ori se confecționa ceva alcool pe loc. Aici avem un indiciu ce vine din Asia Mică, din estul Turciei, unde s-au descoperit un soi de cuve săpate în piatră ce aveau rolul unor tancuri de fermentație pentru orz. Sumerienii, egiptenii, fenicienii și, în general, cam toată suflarea din Orientul Mijlociu, acum vreo 8.000 de ani, era orientată pe bere. Era ușor de obținut, era un supliment nutritiv important și cu ajutorul ei se puteau controla destul de ușor mase mari de oameni. Berea antică nu avea nimic în comun cu berea pe care o bem noi acum, ci era o pastă destul de grosieră, dar totuși fluidă, de culoare maroniu-roșiatică, cu o concentrație alcoolică de 2-3 grame, dar mult mai hrănitoare. Egiptenii antici beau câțiva litri pe zi din această bere numită băusa.
Acum vreo 10.000 de ani, la poalele Caucazului Mic, undeva prin Armenia, nordul Iranului și sudul Georgiei de astăzi, intră în scenă Vitis vinifera. Oamenii din această zonă s-au prins că strugurii pot fermenta și genera o băutură cu o concentrație alcoolică mult mai mare decât bere, mult mai fluidă și destul de dulce. De când am descoperit chestia asta, oamenii și vinul au devenit nedespărțiți. Zeci de cărți au scris despre această echipă de succes din istoria noastră. Homo sapiens și Vitis vinifera. Și încă se mai scriu multe cărți datorită ei. În perioada antică, vinul a ajuns foarte repede la putere. Rutele comerciale l-au răspândit destul de repejor în întreg bazinul Mediteranei. A ajuns în Egipt, iar de aici a plecat spre Grecia, Italia, nordul Africii, prin Asia Mică a ajuns în Tracia și Dacia. Sciții l-au dus în Panonia și în Europa Centrală prin nordul Mării Negre. Prin anul 3000 înaintea erei noastre, vinul era deja o băutură destul de populară. Grecii și mai apoi romanii au apreciat vinul la adevărata lui valoare. Dar cei care s-au pus cu adevărat pe băutură au fost persanii. La poalele munților Zagros au început să cultive vițe de vie de acum vreo 5000 de ani și s-au oprit brusc în 1979. Toate imperiile care s-au perindat prin podișul Iranului au avut o relație foarte apropiată cu vinul. Așa de apropiată încât în timpul califatului abasit prin anii 700-800, cererea de vin era așa de mare în Bagdad, încât negustorii ce coborau vasele pe Tigru și Eufrat din podgorile din Armenia de astăzi nici nu se mai oboseau să recupereze vasele. Pur și simplu le incendiau. După ce descărcau amforele, le duceau la sud de Bagdad, ori le vindeau, ori le dădeau foc. La curtea lui Harun al-Rashid, mulți oameni s-au așezat la masa califului, dar nu au mai apucat să se ridice. Consumul de vin era la niște cote absolut uimitoare. Aș putea să vă povestesc cu orele despre relația dintre vin și oameni, dar timpul este destul de scurt. În Europa, în perioada antică, vinul și berea au mers în paralel, cot la cot. Iar un lucru mic cu adevărat mare și important pentru vin, butoiul, îl avem de fapt de la niște consumatori de bere, de la celți. Știți cum s-au prins celții să facă butoaie? De la bărci. Celții foloseau bărci din bucăți de lemn arcuit. Așa au inventat doagele. Butoaiele au fost repede adoptate și dintr-un motiv foarte simplu. Nu se spărgeau. De-a lungul timpului, berea și vinul au fost preferate apei de băut din simplu motiv că alcoolul funcționa ca un antiseptic, fiind astfel mai sigur din punct de vedere sanitar. În perioada antică și în perioada medievală, vinul a fost și un medicament de bază al comunităților din acea vreme, dar și un element care mai târziu creștinismul l-a folosit pentru a uni masele sub semnul crucii. Dar asta este altă poveste. Am spus că arabii au fost foarte mari amatori de alcool și de la ei avem două cuvinte cheie. Primul și cel mai important este alcoolul, care vine de la alcahul. Știți, din episodul cu machiajul, substanța cu care egiptenii se vopseau la ochi, colul. Care este legătura dintre col și alcool? Chimia. Cremele și vopselurile cosmetice erau făcute de chimiștii vremii, chimiști care au descoperit undeva prin secolul 1 înaintea erei noastre, în Alexandria, și procesul de distilare al alcoolului. Distilarea ca atare era mult mai veche. Acadienii o foloseau în prepararea parfumurilor cu 1200 de ani mai devreme. Învățații arabi au preluat știința înaintașilor lor și au dezvoltat-o și au dat-o mai departe. Un nume înscris cu litere de aur în istoria alcoolului și a beției este cel al lui Jabir ibn Hain, zis și Gerber. El a fost cel care în anul 800 a definit și definitivat distilarea alcoolică cu un dispozitiv care va deveni mai târziu standard și nelipsit din orice gospodărie care se respectă, alambicul. Termenul vine tot din arabă, alambic, și vine dintr-un mai vechi cuvânt egiptean, anbic, care era partea superioară a vasului unde vaporii în contact cu pereții reci condensau. Mulțumită lui Gerber, lui Avicena, colegului de la Sevilla, Ibn Alawan, și lui Magister Salernus din Salerno, care pe la 1160 descoperă distilarea fracționară, relația omului cu alcoolul se va schimba radical, atât în bine cât și în rău. Prin distilări repetate se ajunge la o concentrație alcoolică de până la 97%. După ce procesul de distilare a fost descoperit și dat mai departe, oamenii s-au pus pe treabă. Pe la 1400 scoțienii încep să distileze whisky-ul.
Călugărul Isidor din Kremlinul Moscovei la 1450 inventează vodka. Olandezul Francisco Silvius inventează ginul pe la 1550. În 1610, cavalerul de Croix Maron pune pe masă primul pahar de coniac. În 1650, în Barbados, apare rum bulionul, numit pur și simplu rom. Francezii vin cu armaniacul, italienii cu grapa, în Balcani se pun bazele frumoase industriei de rachiu. Românii intră și ei în hora alcoolului cu țuica, cu horinca, cu pălinca. Iar în zilele noastre avem o varietate absolut fabuloasă de alcool. Incredibil, dar adevărat, alcoolul, în mod direct sau indirect, a stat la baza a numeroase invenții și descoperiri ulterioare. Viața noastră a fost practic creionată de relația noastră cu alcoolul. Sper că v-a plăcut incursiunea de astăzi în istoria acestei mici molecule extraordinar de mari și vă aștept și săptămâna viitoare la un nou episod. Busola!